S-a speculat foarte mult ultimul timp despre faptul că există intenții de a amâna sau anula alegerile prezidențiale. O spun odată și pentru totdeauna. Cei care au menirea sau scopul să intoxice cu atâta venin și să vină cu atâtea speculații, să înceteze. Deoarece alegerile vor avea loc pe 30 octombrie anul acesta. Pe lângă faptul că noi așteptăm decizia Comisiei de la Veneția sâmbătă și în baza acestei opinii a expertizii de la Comisia de la Veneția vom veni ulterior cu modificări în legislație, după cum știți, cu modificări în legislație în lectura a doua, ceea ce urmează peste vreo două săptămâni, vreau să fac un anunț. În această săptămână au fost trimise invitațiile observatorilor internaționali din partea tuturor organizațiilor internaționale și a partenerilor noștri cu care noi lucrăm pentru a invita, în calitate de observatori, să monitorizeze alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Noi deja am primit și confirmare din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei, care urmează să trimită în Republica Moldova pentru 30 octombrie mai mult de 20 de reprezentanți. Iată de ce. Repet, categoric, alegerile vor avea loc și să înceteze toate speculațiile mincinoase și de rea credință care se fac.